Hei, salut! Suntem din nou pe FIFA 17 pe cariera cu Manchester United și avem meci cu Sporting în grupele Champions League. De fapt, nu în grup în 16-ile Champions League. Da, trebuie să jucăm cu Sporting și uh, primul meci va fi, de fapt, turul, să zicem așa, va fi în, uh, în deplasare, adică va fi în Portugalia. Hai să pregătim echipa până un alta mamă, cam toți sunt obosiți din ce putem vedea aici. Hai să-l punem pe Runi atunci un pic acolo CIM. Punem și pe Ibra în atac. Mictarian și el obosit. Să jucăm cu Pogba. Aici ar trebui să avem, da, l-avem pe Depay. La mijloc uh, fost un Mensa. Hai să-l punem pe Mensa. Darmian. Sau să-l punem pe Varela. Așa, îl punem pe Bailey. Sau Bailei, <laughs> parcă așa am văzut că pronunță uh, comentatorii români, Bailei. Riley, ăsta cât are mă, 69, ok. Și, 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 lăsăm pe Nava să poartă, da. Hai să salvăm echipa. Și mergem să jucăm meciul cu Sporting. Hai să vedem ce va ieși. Pam, param, pam, pam. Pam, param, pam, pam. Uh, am câștigat 2-1 noi acasă, vedem. Aparent asta e returul Nu este turul, cum am spus Inițial mă gândeam că e turul Dar probabil au jucat ei deja Eu nu mă aduc aminte, am jucat eu? Sau parcă am jucat eu, mă? Pe live parcă am jucat Nici nu mai țin minte Serios, nu mai mă aduc aminte dacă am jucat sau nu Da, știți că am preluat În februarie Echipa Manchester United De asta nu prea știu exact Cum să treaba Am, am presupus, am încercat să presupun că este turul ăsta, dar nu n-am avut dreptate. Rooney! băi ce șut slab. Prima ocazie aici, dar până la urmă nu mai trece. Hai să vedem Memphis de pai din nou. Poate îi prindem pe contraatac la faza asta. Hai Obami, hai Obami, pasa este foarte bună. Obami! Aubame! Obameyang trece puțin pe lângă poartă cu acest șut. Putea fi 1 0 pentru noi. Haideți să revedem foarte bună pasă și foarte bun sprintul lui Aubameyang. Puțin pe lângă stâlpul porții lui Rui Patricio a trecut acel șut al lui Aubameyang. Putea fi 1 0 așadar. Hai să vedem aici. Curunii, foarte frumos, Obami, o pasă perfectă către Paul. Paul Pogba, șut, deloc rău, scoate lui Patricio. Din nou ocazie mare, ce să mai, fraților, cred că o să vină golul până la urmă, pentru că suntem prea puternic aruncat spre poarta lor. Și zic eu că până la urmă vor ceda și vom reuși să înscriem aici foarte bună intervenție. A fost un mensa către Ibra. Ibra. Scoate bine la Runi. Runi! Runi! Și nimic acolo. Dacă mi-l dădea pe Pogba, mingea era lângă el, putea să trimite el un șut mai bun de acolo. Nu! Navas ne salvează. Uite că vine și o ocazie pentru Sporting. Au început și ei să joace ceva. Și noi am cam greșit ceva intervenții pe apărare și uite că au avut și ei șansa lor aici. Dar hai să vedem, poate dăm aici lovitura pe final de meci. Poate, poate, poate. Obami, Obami foarte bun. Obami. Hai mă, Obami, ce ușor. Ce ușor, nu s-a ținut deloc după minge. Și da, se termină prima repriză, un match intens, s-a jucat frumos aici, am fost ocazii, am încercat să marcăm în câteva faze, am avut și ceva șanse bune, chiar ne-am descurcat bine și îmi place ceea ce am văzut pe teren. Sper să continuăm la fel și pe repriza a doua, Jackson! Nu e bine, să vedem aici. Bun, Jackson, bu a, nu e bun. Nu e bun că n-a ajuns la al meu. Hai. Hai, mă. Trebuie să avem grijă. Bine, Bailey, dar... De ce a lăsat, mă, mingea acolo? Lol, tu ai văzut cum a lăsat mingea? Bine, Bailey, acolo foarte sigur pe el la faza asta. Hai să vedem către trebuie Obameyang. Pasa este perfect, Obameyang. Obameyang. Obama Young, până la urmă deschide scorul, este 1 la 0 pentru noi, minutul 58, foarte, foarte bine în sfârșit, bine mă, piermă mă, pieraș, pier deschide scorul, Obama Yang, minutul 58 și în momentul ăsta avem două goluri avans, dar cei drept, da, trebuie să marcheze de două ori, cei de la, cei de la de la Sporting ca să mai spere la ceva. Ca să poată spera la uh, posibile penaltiuri sau posibile prelungiri. Altfel, n-au nicio șansă la calificare. Prea exagerat, prea exagerat acest fault. Aici ce fază și ce gol! Adrian Silva. Un șut uh, foarte bun, cei drept uh, am greșit eu. Le-am permis să fac acest 1-2 și uite că au reușit să marcheze. O mică greșeală în apărare duce la o asemenea chestie. Uitați acolo, vedeți cum am încercat să intervin, să fiu decis și greșind. Le-am permis să facă un 2 Adrian Silva a rămas singur acolo după acea pasă. Și un șut superb, ce să mai. Speram că poate nu intră, că poate scoate Navas, dar n-a fost să fie așa. Hai la Runi. Ibra, Către Pogba 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 ce Nu! Holy shit, cum nu? Băi, frate, nu a fost? Oh my god, ce șutălău prinde Pogba aici Și băi, ei mi mi-arată reluarea golului În loc să mi șutul lui Pogba Care a fost pur și simplu superb Dar din păcate Nu a intrat O lumânare aici Haide, Runi. Da, până la urmă se termină. Meci a mers bine la început, după aia a început să, să prindă deja cunoscutele sale, cum să, cum să le numesc, habar n-am cum să le spun, dar în fine mă refer la faptul că din nou se întâmplă exact ce se întâmplă cam la majoritatea meciurilor, nu-ți pasele, se greșesc toate pasele, nu mai știu să facă preluare, nu mai știu practic să facă nimic. Deci la ultima fază am fost cu Ibra acolo singur. I-am păsat foarte bine și bineînțeles, n-a avut nici viteză și nici preluare. E ceva inexplicabil. Nu se știe cum, dar au uitat și de viteză, a uitat și să facă preluare Ibra. Bineînțeles, cum să nu. În fine, hai să vedem. Luăm 5 500, că am trecut de Sporting. Ajungem un Optim. Și avem meci cu Newcastle. Am putea să simulăm, sincer. Să vedem ce echipă avem în teren și pe cine să punem. Să punem aici Mictarian. hai că-l pun pe Lingard un pic. Îl punem și pe Rashford cu uh, Morata. Aici o să punem Januzai. Aici uh, Mata și aici Herrera. Punem Valencia. Uh, sa, hai să-l punem pe post de apărător. Punem și pe roho, și îl punem și pe Pereira. Da, am pus jucători mai slăbuți și așa. Avem multe puncte în față, nu țin neapărat să câștigăm acest meci. Avem 14 puncte diferență față de City, care este pe locul 2, deci stăm destul de lejer, Adică, na, nu ne facem multe probleme și totuși, Ianu Zai deschide scorul în minutul 9. Foarte ok. Hai să vedem, Ianuzai, gol minutul 9. Altceva se mai întâmplă, oare? Ibrahimovic în locul lui Rashford. Ok. Ianuzai a galben un mata cu golul de 2 la 0 și până la urmă fast skip se termină 2 la 0 pentru noi. O nouă victorie. O nouă victorie, victorie, victorie. Și văd că urmează meci cu naționala Portugalei, dar cred că este uh, amical, așa că o să simulăm. Perei nostru face 73. Băi, în rest, note destul de slăbuțe. Note de... Da, sunt amicale. Simulăm, nu mă interesează. Cu Turcia am avea meci. Turcia... Hai să punem în locul lui Ronaldo. Să-l punem pe... Uh, Silva sau pe... Hai să-l punem pe Ederna. Aici... Uh, Silva... Băi, deci... În loc să mi-l dea pe Silva asta acolo în dreapta, nu, mi-l dă pe salt, pune și pe Nani. Pereira punem pe Carvalho, João Mario 87, mamă. Pereira, aici Semedo și Pinto și Guerreiro, Patric și este ok. Bun, mergem să simulăm meciul cu Turcia. Băi, e posibil să-l câștige totuși. Portugalia noastră, Turcia nu este o echipă puternică. Ar trebui să câștigăm. Hai să vedem ce iese. Vedem acolo ceva jucători interesanți, cum ar fi Oziacu și Cialhanoglu. Ar mai fi și Topal cât de cât cunoscut, în rest jucători puțin cunoscuți. Îl au și pe Toprac pe, pe bancă, dar uite că este 1 la 1 în minutul 5, 60, ce să mai a intrat Gomes în locul lui Carvalho, João Mario în locul lui Pereira și nu se mai întâmplă nimic, se termină 1 la 1 până la urmă. Ok, oricum este amical, deci nu prea mă interesează. Și meci cu Columbia. Hai să punem jucătorii buni, să zic așa, în teren. Punem pe João Mario aici. Aici, băi, le dez, mă, așa, unde sunt, A, nu sunt, de ce? Mi-a scos. Habar Aici Cancelo. Aici Pepe cu Carisio. Lopez. Hai să-l punem și pe Lopez ăsta. Câți ani are, 27. Oh, interesant. Mario Rui. Pereira lăsăm. Carvalho lăsăm. În locul lui Dani o să punem pe Jota. Și lăsăm echipa așa. Salvăm. Și simulăm meciul ăsta cu Columbia. Ia să vedem ce iese. Hai să vedem, poate, poate vine o victorie până la urmă. Da, Cancelo marchează momentul 7. Foarte bun început de meci. Foarte, foarte ok. Mai departe, se mai întâmplă vreo ceva. Carisius se accidentează din păcate. Hai să sperăm că uh, îl înlocuiesc. Nu, Baca ne egalează aici. Jota preia conducerea din nou. Este 2 la 1 pentru noi. Haide, haide, haide. Hai să câștigăm măcar 2-2, 3-2. Goluri rapide. Oh, da, bun. Câștigăm până la urmă acest meci. Baca a dat două goluri. Încă mai joacă Baca. Încă joacă ok Baca. Hai să vedem așa dacă... Crezi băieții noștri sau îi schimbăm? Bailey, 86 și Jackson, 75. Ok, a crescut și Rashford un pic, Marcial nu. Și Pereira nu prea. Aparent fac cu schimbul. Odată crește unul, odată crește altul și tot așa. Și urmează meci cu West Ham. West Ham United. Carisio, da, bine, de la Portugalia s-a accidentat 7 zile. Pogba vrea să joace. Bine, mă, Pogba, dacă tu dorești să joci, te punem, te punem, nicio problemă. Hai să punem pe Pogba aici. Punem și pe Depay. Punem și pe... Runi acolo în spate, deși nu e poziția lui. Punem și pe Darmian. Uh... Smalling și lăsăm pe Rojo. Mai lăsăm și pe Jackson și îl punem, și... punem pe Navas acum. Și simulăm și meciul ăsta cu West Ham. Totuși avem puncte destule. Ne permitem să mai simulăm. Stăm bine pe fază a campionatului. Nu avem probleme, zic eu. Ia să vedem. 4 la 1, 2 Pogba, 2 Mictarian. Și câștigăm lejer cu 4 la 1 meciul cu West Ham. Așadar, facem 77 de puncte și urmează un match frumos și interesant cu Arsenal, pe care îl vom juca. Pentru că, da, se merită, e un match interesant și uh, o să pun Grismanito, că n-am mai jucat, și îl pun pe... Hai să lăsăm pe Rashford, ca după aia să rămână, să rămână pe atac Aubameyang și Ibrahimović. Mictarian lăsăm, Pogba lăsăm, punem pe Martial, punem pe Schneiderlin acolo aici, dar Darmian este ok. Smalling cu Jones și punem și pe show, 85 a făcut, foarte ok. Mergem la office, conferințe de presă nu ne interesează și hai să vedem. Jucăm cu Arsenal în deplasare, sper să fie un match frumos, luăm echipamentul albastru, este ok. Și da, avem o imagine marțial cu Cochelin sau cine era ăla, nu știu. Dar, cred, posibil să fi fost Cochelin. Cred, sper. Sper să nu fi greșit. Și Griezmann este offside. Ba nu, este gol. Ah, iar m-a păcălit tabela aia de marcaj. Iar m-a păcălit pentru că a rămas 0-0 și abia apoi s-a schimbat. Dar pentru acest episod este tot. Ne oprim aici. Nu uitați like și share ca de fiecare dată. Vă cer să dați și dacă sunteți noi, abonați-vă. Sper că v-a plăcut acest episod. Hai să ajungem la 200 de like-uri pentru că chiar l-am făcut. A fost un episod care chiar și mie mi-a plăcut și mi-a plăcut cum am văzut jocul lui Man United în meciul cu Arsenal. A fost pur și simplu superb. A fost... Pur și simplu, fantastic. Chiar mi-a plăcut cum, cum a mers totul și a fost perfect. De aceea vă cer să ajungem la 200 de like-uri pentru acest episod. Haideți să vedem dacă reușim să o facem. Eu știu că puteți să apăsați butonul ăla de like. Și da, ne vedem la episodul următor. Pa, pa, pa!